Dacă s-ar fi respectat calculele hârtiei, Sport Club Bacău trebuia să domine jocul și să se impună fără probleme în dauna nou promovatei situate pe penultima poziție a clasamentului. Pe teren, datele s-au inversat. Echipa care a atacat mai mult a fost CS Balotești, care și-a și creat primele situații de gol. În minutul 4, Chiacu șutează de pe partea stângă, dar Petrariu prinde cu siguranță. 5 minute mai târziu, golkeeperul băcăuan respinge peste transversală o lovitură de cap a lui Șomodean la un corner. Primul șut băcăuan, dar mult peste poarta oaspeților, a fost consemnat în minutul 11. Prima acțiune de atac bine legată a gazelor s-a petrecut în minutul 32 la o combinație Urdubei-Bogdan Ungureanu, încheiată cu un șut periculos din afara careului. CS Balotești a replicat în minutul 34 prin Oprea, care a trimis periculos de pe dreapta din unghi, dar Petrariu a fost din nou la post și a respins. În minutul 37, Sport Club Bacău a deschis scorul dintr-o acțiune consistentă începută cu angajarea lui Bogdan Rusu, recuperarea acestuia și o centrare periculoasă a lui Căinari, pe care Dumitriu a transformat-o în gol. Imediat după înscrierea golului, echipa lui Cristi Popovici a făcut pasul înapoi, mulțumindu-se să distrugă acțiunile ofensive ale ilfovenilor și să trimită în față baloane lungi de contraatac. În repriza secundă, oaspeții au încercat poarta băcăoană în minutul 50 cu un șut de la mare distanță a lui Ștefan Radu, dar Petrariu a fost la post. Oaspeții au fost foarte aproape de egalare în minutul 57, când la aceeași fază au avut o bară și un șut spre gol, scos de portarul Bacăului. Replica gazdelor a fost destul de palidă, cu o încercare a lui Mihăle Chioaie din lovitură liberă în minutul 68. Tănase, portarul celor de la Balotești, a stat însă bine pe mijlocul porții. În minutul 76, echipa oaspete a mai avut o ocazie de egalare, dar șutul lui Oprea s-a dus pe lângă bara din dreapta lui Petrariu. În minutul 78, CS Balotești a rămas în 10 jucători, deoarece Hristu Chiacu a fost eliminat pentru lovirea unui adversar fără balon. Dezechilibrul numeric n-a însemnat însă schimbarea de atitudine a celor două formații. Oaspeții s-au păstrat în ofensivă, iar Sport Club Bacău s-a mulțumit să respingă atacurile adversarilor. Egalarea s-a produs în minutul 87, când la o fază confuză Ion Nicolae a trimis cu capul pe spate, iar mingea a lovit bara înainte să intre în poarta băcăuană. Până la final, deși echipa gazdă s-a năpustit în atac, nu a mai putut fi consemnată nicio ocazie de gol. Etapa viitoare, pe 11 octombrie, Sport Club Bacău are un meci greu în deplasare la Slobozia.